Bună ziua tuturor! Am avut o ședință de lucru împreună cu și partenerul de dialog social din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Au participat directorii sucursalilor, conducerea complexului. Am discutat un program de măsuri pentru perioada imediat următoare, contextul în care ne desfășurăm activitatea și niște limite de colaborare în realizarea măsurilor pe care ni le propunem pentru a depăși acest moment de criză în care se află complexul. Aș vrea să vă salut și eu. Sunt la prima mea vizită aici în Valea Jiului, vizită ocazionată de măsurile care noi dorim să le luăm în vederea salvării complexului energetic Hunedoara. Este o vizită pe care am dorit-o de ceva vreme. Sunt foarte mulțumit că am reușit să ajungem aici, chiar dacă afară avem o vreme, să spunem, neobișnuită pentru această perioadă. Am avut discuții interesante cu cei care practic formează complexul energetic Hunedoara, conducere, lideri sindicali, mineri. Și vreau să vă spun că am venit în Valea Jiului pentru a da un semnal că situația complexului energetic nu ne este indiferentă, că depunem și vom depune toate eforturile și ne vom pune la în slujba acestui țel al salvării complexului energetic Hunedoara, toate cunoștințele noastre, toate pârghiile pe care le avem la nivelul Ministerului și la nivelul Guvernului Ponta, că suntem dedicați total muncii noastre și că alături de cei de aici suntem încrezători că vom reuși să găsim cele mai bune soluții pentru ca mineritul în Valea Jiului și producția de energie să aibă un viitor aici. Discuțiile s-au axat odată pe viziunea noastră cu privire la strategia energetică, pe prezentarea, spunem, concluziilor a discuțiilor purtate cu reprezentanții Fondului Monetar ai Comisiei Europene și Băncii Mondiale și totodată pe marginea unui prime schițe, unui prim a planului de restructurare prezentat de domnul director Jujean și, bineînțeles, alte schimburi de opinii pe marginea acelui subiect. Ce vreau să spun este că strategia energetică a României, am declarat deja în mai multe rânduri acest lucru, din punctul meu de vedere, va trebui să fie construită în jurul unui concept foarte clar și anume securitatea energetică. Conjunctura internațională impune acest lucru și pentru noi este vital ca România să fie asigurată din acest punct de vedere și din punct de vedere al surselor de energie, dar și al capacităților de producție. Iarăși, un element important din această securitate energetică înseamnă eficiența energetică. Și deci eforturile noastre vor fi îndreptate către acest concept, inclusiv aici, la complexul energetic Hunedoara. Acest concept sper că ne va putea permite totodată să facem sau să oferim ajutorul de care are atâta nevoie.
în mod evident și cu acceptul partenerilor noștri financiari de dialog la nivelul Uniunii Europene. Sunt lucruri discutate, planificate. Pot să spun că la planul de restructurare și de eficientizare a complexului vom lucra nu numai noi la nivelul Ministerului și la nivelul conducerii, dar și vom colabora cu o echipă de la Comisia Europeană în așa fel încât acest plan să fie complet transparent și convingător totodată. Un element foarte bun din punctul meu de vedere este că și dânsii au acceptat la nivelul Comisiei Europene faptul că securitatea energetică trebuie să primeze. Bănuiesc că aveți diverse și nu puține întrebări, așa că vă stau la dispoziție. Este posibilă restructurarea complexului energetic în Eldoara fără concedieri colective și în ce măsură este valabilă acea divizare de soi care durează prin câteva zile ca posibil plan? Din planul prezentat deja și de către domnul director, reiese necesitatea de a se face anumite concedieri. Este un lucru pe care nu ni-l dorim, dar, din păcate, este necesar. Acest lucru, dacă și când se va face, se va face, bineînțeles, cu respectarea tuturor, spunem, beneficiilor care ar trebui să le primească cei disponibilizați. În ceea ce privește divizarea, divizarea a fost, să spunem, oferită ca soluție de către Comisia Europeană pentru noi de a ne da posibilitatea să alocăm ajutorul de salcardare pentru achiziționarea certificatelor de CO2. Acest lucru este necesar, încă aminte, dacă nu vom face această plată, România va plăti foarte mult, mult mai mult decât cele 11 milioane de euro datorate, să spunem, pentru aceste certificate. Singura posibilitate de a da acești bani, fără ca România să intre în procedură de infringement și să fie dezavantajată ulterior pe celelalte programe de colaborare cu Uniunea Europeană, și aici mă refer în special la nivelul fondurilor europene, este să intrăm, să spunem, birocratic în această procedură de divizare, însă, am convenit cu cei de la Comisia Europeană pe care i-am vizitat săptămâna trecută, parte din programul nostru de discuții privitor la restructurarea sectorului, nu numai în, aici la combinatul energetic Hunedoara, dar și la Oltenia, am convenit următorul lucru. Alocăm acești bani de ajutor și considerăm că intrăm în procedura de divizare. Acest lucru presupune că trebuie să informăm cu privire la un plan ce ar însemna pași concreți în timp. Am convenit că acest lucru nu se poate face peste noapte și totodată am convenit că dacă planul de restructurare la care vom lucra împreună cu reprezentanții Comisiei va arăta că avem o șansă la complexul energetic, atunci această divizare nu va avea loc. Practic avem timp ca până în septembrie noi să venim și să finalizăm planul de restructurare și care să ofere soluții pentru complexul energetic Hunedoara. Alternativa este evidentă. Dacă nu reușim să construim în acest plan și ajungem la concluzia că nu mai există nicio șansă în această formulă, evident,
n-are rost să ne mai păcălim, să ne mai mințim și va trebui să găsim soluții, care și acele au fost avansate, de exemplu, de către cei de la Comisie, și anume, să poată fi susținut, să spunem, acest efort de divizare și de eventuală închidere a minelor până în 2027. Adică dacă ar fi să facă acest lucru, dar n-aș vrea să-l dezvolt foarte tare, pentru că nu vreau să mă gândesc în acest moment la această variantă, pentru sectorul minier, să spunem, sau oamenii care lucrează în sectorul minier, s-ar găsi compensații care să permită relocări și pur și simplu schimbarea modului de viață, iar pentru sectorul energetic ar permite investiții, totodată, repet, ar permite investiții din partea statului care să rentabilizeze zona respectivă. Deci avem, să spunem, o variantă de rezervă, dar la care nu aș vrea să apelăm, ci pur și simplu vreau să asigurăm, așa cum am spus, României securitatea energetică, confortul energetic de care are nevoie, pentru că eu cel puțin am văzut pe propria experiență, propria piele, astă iarnă ce s-a întâmplat. Deci am primit un botez de mai pomenit la momentul instalării la minister și care, să spunem, perioada cu zile consecutive de temperaturi scăzute mi-a relevat slăbiciunile care încă există în sistem, chiar dacă România, spunem că este în acest moment independentă din punct de vedere al producției de energie electrică, încât își permite chiar să exporte, dar nu este independentă din punct de vedere al furnizării, al alimentării cu gaz natural și automat, având în vedere că energia electrică se produce în România și cu pe bază de gaze naturale, în mod evident, nu suntem independenți și avem probleme de multe feluri, plecând de la gradul de înmagazinare al gazelor naturale, mi-aș dori să creștem capacitatea de stocare, ăsta e un prim element. Avem probleme cu presiunea în Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale. Toate acestea converg către o singură concluzie, la care mai putem să spunem adăuga și alte elemente, și anume, știți foarte bine, acum 2 ani de zile sau 3 ne-am confruntat cu un an extrem de secetos, n-a bătut nici vântul și toată producția de energie electrică s-a bazat foarte mult, în proporție foarte mare, pe electricitatea produsă bază de cărbune. Și atunci noi nu ne putem permite luxul să închidem facilitățile acestea de producere a energiei electrică pe bază de cărbune, ci va trebui să asigurăm un mix energetic corespunzător care să ne dea, repet, confortul necesar în orice situație. Domnule ministru, ce se întâmplă cu contractul cu partea Dunării liberată în centrala Mintia? La un moment dat era într-un impas, nu se găsiseră garanțiile necesare, valabilitatea acordului expirat și se căutau soluții de prelungire. Ce deci, puteți să ne spuneți? Contractul nu a fost prelungit din mai multe motive. În primul rând, el nu a întrunit avizele Consiliului de Administrație, avizul AGA, nici măcar n-a întrunit avizul compartimentului juridic al companiei. De asemenea, posibilitatea de a fi depusă de garanție o mină, iarăși n-a primit acceptul nimănui. Totodată, Ministerul de Finanțe, cât și achizițiile publice, au avut un punct negativ de vedere, ba mai mult, compania a fost amendată pentru acest contract. Deci acest contract, așa cum era el, nu putea fi prelungit, ținând, având dacă vreți și o altă motivație, era vorba de o tehnologie deja învechită, la care trebuia să mai aducem și alte investiții pentru a veni în pas cu vreme. Și atunci,
care este scopul un astfel de efort? Să mai băgăm și alți bani? Nu. Atunci am convenit că nu vom mai prelungi acest contract, mai ales că nici nu s-a fructificat nimic și n-am văzut, să spunem așa, o dorință foarte mare din partea partenerilor pentru a-l dezvolta și vom încerca să revenim. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fim mai pragmatici și să încercăm să dezvoltăm cu precădere grupul 3, care face și cogenerare, în ideea de a asigura eficientizarea activității și ar permite stoparea pierderilor care sunt uriașe în acest moment. Dorința noastră este să lucrăm intens în această zonă de eficientizare. Și consider că forma inițială a contractului, în niciun caz, luând-o ca și cum ar fi parcurs, să spunem, etapele legale necesare, oricum nu ar fi asigurat confortul pentru companii. Și cum convinge în Uniunea Europeană să relații să funcționăm mai departe? Înțeleg că este necesitate stringentă să fie reabilitate grupurile energetice. Da, ei ne vor permite până la urmă să lucrăm aici, iarăși în perspectiva, să spunem, programului pe care noi îl vom elabora, împreună cu cei de la Comisie, vom găsi și modalitățile, deci ei ne le-au prezentat schematic, există, până la urmă va trebui să ajungem la o concluzie cu dânsii și să intervenim acolo unde este nevoie. Mai mult decât atât, trebuie să facem o analiză, să vedem și ce avem în curte. Pentru că, din câte am înțeles, și ăsta e și motivul pentru care voi vizita Mintia astăzi, vreau să văd despre ce e vorba, zvonuri sunt multe, discuții sunt multe, este clar că trebuie să facem un pic de ordine în ograda noastră și eu am deplină încredere noua conducere că se va implica și se va impune în această direcție. Ce se întâmplă cu investiția de la Paroșe? Despre asta. Încercăm, sigur, este făcută într-o măsură foarte mare, am vorbit și cu domnul director, încercăm să găsim soluții de finanțare, pentru că e păcat de ce s-a investit până acum, mai avem o cincime, să spunem, un hop, și n-am vrea să se piardă banii investiți și vom căuta împreună soluții de finanțare. În ceea ce privește concedierile colective de la Societatea Națională pentru Chideri Mine, e posibil să obțineți acordul Comisiei Europene pentru a înjumătăți numărul disponibilizărilor, așa cum au cerut cei de aici? Vom încerca. Nu știu că se încearcă de anul trecut, sunt demersul, și în buget sunt prevăzute 700 de disponibilizări. Vom încerca. Vom încerca. Eu sper să avem o relație bună. Adică, așa cum încerc să am dialog cu toată lumea, încerc și cu dânsii să am același dialog și să le explic în mod foarte clar care sunt nevoile și care sunt presiunile la care trebuie să facem față în România. Eu sper să fie înțelegător și prezența lor alături de noi în perioada următoare să conteze foarte mult la ceea ce ne-am propus. Acum câțiva ani s-au dat pe degeaba. S-au găsit unii să facă rost de bani vânzându-și certificatele. Este o piață a lor și se găsesc. În condițiile actuale mai putem vorbi de retehnologizarea minelor viabile? Păi eu acum nu știu cum am putea să retehnologizăm niște mine care, al căror caracteristică, să spunem, duc la imposibilitatea sau duce la imposibilitatea de a face o retehnologizare comparabilă cu cele din cu acelor din vest. Că eu n-am prea înțeles foarte clar care a fost, să spunem, criteriul la un moment dat când s-au departajat minele viabile, cele neviabile. Adică știu că unele pot fi retehnologizate, dar altele practic nu au altă variantă decât
să lucreze la ele tot pe tehnologii de acum 30 de ani. Deci vom vedea în ce măsură și cum. E o idee a președintelui Consiliului, o să vedem. N-aș vrea să o lansez aici, trebuie studiată. E îndrăzneață, dar trebuie studiată să vedem ce putem face cu aceste mine. Am vorbit de disponibilizări, de angajări, mai vorbim? Mai vorbim doar direct. În primul rând, trebuie să fac o precizare legată de restructurare și de disponibilizări. Nu vor fi din sfera mineritului, pentru că am făcut un program de angajări, vizează personalul din sucursale energetice. Există un surplus de personal și corelat cu activitatea celor două termocentrale, acolo vom face o restructurare de personal. Avem în vedere și acest lucru, ținând cont de reducerea graduală a personalului prin pensionări. Deci nu vom rămâne în situația în care nu vom avea personal specializat pentru a asigura funcționarea minelor, să nu facem angajări. Dar deocamdată nu am pe termen scurt un program de angajări până nu finalizăm programul de restructurare, pentru că este și firesc să nu suprapune programul de restructurare angajări de personal. Dar clar este din sectorul minier, nu vorbim. Cât de gravă este realitatea situației? Păi, ca să vă zic așa, am văzut situația datoriilor. Dintr-un total de 600 de milioane sau câte sunt, 200 de milioane au fost făcute într-o perioadă mai veche de un an, până la 5 în urmă, și 400 de milioane au fost făcute anul trecut. Corelate cu pierderile. Cam asta. Asta e situația. Deci cam asta e situația. Deci a luat-o accelerat la vale. Dacă trebuie să o oprim cumva, în primul rând, această cădere. Deci, cumva, sau să o încetinim măcar. Să mai diminuați concurența asta, mai nevoia așa, între Orient, energia asta. Acele certificate care e normal, stimulează, poate să vândă nu poate să vândă, sunt probleme, să știți, și acolo cam o treime din cei din sistem sunt în pragul falimentului. Pentru că, sigur, știți că o costă foarte mult producerea, sau mai rog, să ajungi să produci un megawatt, trebuie să plătești foarte mult. Și atunci, investițiile care au fost făcute și ele cu credite, cu plan de afaceri și așa mai departe. Nici ei nu sunt o situație foarte roză. Dar, sigur, lucrurile sunt total diferite. Trebuie, în primul rând, și să avem grijă și de mediul în care trăim și să folosim la maxim toate sursele de energie alternativă pe care avem și care, la un moment dat, prin utilizare, exploatare, este gratis și are o sursă inepuizabilă, ceea ce înseamnă vânt, soare, energie geotermală și așa mai departe, dar totodată trebuie să ne asigurăm și că avem, așa cum am spus, avem capacitatea să suplinim atunci când nu bate vântul. Ce facem? De unde aducem? Deci trebuie să avem alternative viabile, care să stea pe picioare. Iar, repet, atâta timp cât avem cărbune în țara asta, trebuie să avem și capacități de producere a energiei pe bază de cărbune. Nu putem să renunțăm, să închidem total. Sigur, colegul meu, domnul Ghipo, dădea exemplu și discuțiile noastre așa, domne, Anglia a închis, Polonia au făcut iarăși eforturi mari. Este adevărat, dar și noi încercăm să recuperăm, încercăm să dăm drumul la grupurile 3 și 4 la Cernavodă. Iarăși, este o sursă foarte bună, dar totodată vrem să devenim și un jucător regional pe piața de energie electrică, pe piața gazelor și așa mai departe. Nu ne putem limita doar la consumul intern. Și atunci vom avea nevoie de toate aceste capacități din țară, să le punem pe picioare, să devină eficiente și aici trebuie să lucrăm. Deci noi trebuie să ne concentrăm să devenim eficienți. Am văzut un material. Era prezentate companiile românești.
și cele străine. Cele străine, aproape toate, majoritatea aveau câte două, trei surse de producere a energiei. Și eoliană, și gata de apă și cu... La noi, ce va vor de face pe energie? Ce CNH-ul face sau orice fac pe cel bune, el ați fac pe apă, nu, poate nici la oameni. Vă știți că în 2007, pe finalul 2007, în timpul guvernării Tăriceanu, s-a discutat pentru prima oară de un campion energetic. Nu s-a făcut acest lucru, din păcate. N-a mai fost timp. Noi acum încercăm să punem pe hârtie o nou gen de entitate. Din păcate, noi nu mai avem aceleași condiții ca atunci. Acum au intrat în acționariatul companiilor energetice diverse, s-au privatizat, avem participări și minoritare care ne încurcă foarte mult. Va trebui să găsim soluția unui holding și e chiar e o realitate. Asta a spus aici, a ridicat o temă reală și importantă. Trebuie să încercăm și să gândim un astfel de campion energetic care să țină piept unor companii similare și care totodată să asigure supraviețuirea și celor din componență. Este o idee și încercăm și pe asta să o punem pe hârtie. Vă mulțumesc tare.